CSMR Reșița s-a salvat de la retrogradare cu câteva etape înainte de finalul play-out-ului. Reșițenii au câștigat cu scorul de 2-1 partida contra celor de la Metaloglobus București și vor evolua și de la anul în al doilea eșalon fotbalistic al țării. Internaționalul român de tineret a deschis scorul în minutul 21 pentru ca Drăghiceanu să-l majoreze în minutul 50 din penalti. Manolache a redus din diferență minutul 75 pentru Metaloglobus. Antrenorul Flaviu Stoican și-a felicitat elevii pentru atingerea obiectivului înainte de finalul campionatului. Da, o victorie pentru moralul nostru, o victorie care și matematic suntem cu atâtea etape care înainte de final, 4 etape înainte de final, suntem matematic în Liga 2, cred, dacă după calculele mele. Dacă nu, oricum, îi felicit pe jucători pentru că avem în componență jucători, începând cu Ionuț Casian, rus, continuăm Cătălin Căpățână ca și portar, plus juniorul Paul Mereu și terminând cu jucătorii tineri, au fost momente când ei s-au autodepășit în acest campionat și de aceea vreau să-i felicit pentru că au crezut în această șansă sau în acest obiectiv, menținerea în Liga 2. La fel de adevărat că am avut și jucători care în multe momente au făcut diferența.